S-au înmuiat piesele. După cum mă gândisem, era foarte murdar axul. Avea nisip. Prinsese nisip între rulment și ax și de asta nu ieșea. L-am curățat. Problema este că era nisip inclusiv în rulment și este terminat. A avut vaselină cu nisip și s-a stricat maxim. L-am desfăcut, l-am curățat, m-am jucat eu cu el între timp. Nu mai am ce face cu el. Trebuie să-mi comand un rulment de 7 cu 14 cu 3 jumate. O să asamblăm mulineta la loc fără acest rulment sau cu el așa stricat, chit că o să hârâie și o să vedeți cum funcționează. Acum golim corpul de alte piese și îl luăm la șters. Scoatem tot ce e în el. Uitați-vă cum e vaselina aceea uscată. S-a înmuiat acum. De foarte mare folos ne este perie de dinți să scoată vaselina, dar atenție că stropiți și pereții. Vă stropiți și voi și pereți și tot, adică nu dați foarte tare cu ea, că așa rău stropește și o să pătați lucruri de care o să vă pară rău. Încă mai cad piese din ea. Aici e plină cu nisip, îl simt cum scârție. Pe aici s-a întâmplat bucul cu rulmentul. Servisați-vă mulinetele la timp, mai ales dacă pescuiți la mare. Eu am folosit-o la mare și nu doar am spălat-o atunci cu furtunul, dar nu este suficient. Nisipul intrat nu mi l-a scos. Am nisip aici să se joace un copil cu găletușa. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți să curățați absolut tot. Dacă tot vă apucați, trebuie să iasă toată mizeria din ea, da? Chit că durează foarte mult, o să mai editez eu filmulețul și să dau pe rapid, că nu e ceva interesant să stați să vă uitați la mine cum șterg o piesă.
Bun, am curățat carcasa și capacul. Acum, la piesele cu dinți, voi folosi și peria. Da? Pentru că aici am între dinți rămasă mizerie și asta poate să decalibreze călcătura pinioanelor. O spălați bine pe dinți. Cămășile rulmenților trebuie să le curățați cu foarte mare grijă. Nu trebuie să rămână nimic în ele și la fel, fiind foarte sensibile, nu le apucați cu mâna. Puteți să le țineți cu degetul, dar nu le apucați cu mâna.
Când ajungem la fundul vasului, începem să luăm piesele cu nisip cu tot. Am avut enorm de mult nisip aici. Și de asta nu-mi place Vaselina în ulmenți. Poate că devin obsesiv cu chestia asta. De asta am și renunțat la cei care mai îmi servisau mulinetele, le trimiteam să le serviseze. V-am zis, cu găbie mai lucrez acum. Cel care face și lansete, pentru că este foarte, foarte atent și știe bine ce are de făcut, dar de multe ori prefer să mi le fac singur. Îmi și place foarte mult. Acum să vă arăt ce a rămas aici. Ceea ce mă îngrijorează cel mai tare nu este nisipul, ci ceea ce vedeți că lucește este pulbere metalică, da? Bilele sunt de la rulment. Această pulbere metalică mă îngrijorează cel mai tare pentru că înseamnă mecanisme ronțăite, uzate. O să scot și bilele de la rulment ca să încerc să le asamblez cât de cât. Este un rulment cu colivie de plastic. Nu mi-au plăcut, bilele sunt ținute de o colivie de plastic. Nu mi-au plăcut niciodată acești rulmenți, dar uite că Daiva a folosit cândva așa ceva. Se uzează, mă rog, nu pot spune destul de repede, din 2005 până în 2020 am pescuit 15 ani cu această mulinetă într-un stil barbar. Uitați-vă cât nisip și câtă pilitură metalică am găsit în mulinetă. De asta vă spun, servisați-le ca să le prelungiți viața. Sunt mulinete pe care e păcat să le lăsați să moară. Le puteți regenera, le puteți prelungi viața cu o servisare corectă. Lăsăm totul la uscat, cam o jumătate de oră, și ne întoarcem să le asamblăm.